Bună, draga mea urmăritoare! Iată ce model de unghii îți prezint astăzi, construcție ovală și cu model Fuck and Love. Și încep prin a îți arăta cum arată unghiile naturale, scurte, nepilite, nefinisate. Încep prin a-i le scurta, a-i da formă și apoi le voi mătui. Sunt convinsă că abia așteptai acest tutorial și eu așteptam să ți-l pot prezenta. L-am făcut cu mare greu și cu multă migală pentru tine, draga mea urmăritoare. Sper să-ți placă și să-ți fie de folos, pentru că nu am mai postat un astfel de tutorial de aproximativ un an de zile. Așadar, construcție pentru toate urmăritoarele mele, dragi, vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine și ceea ce îmi oferiți voi mie, asta vă ofer și eu vouă, și ce sunteți voi pentru mine, asta sunt eu pentru voi și nici nu mai știu cum să spun. Fără voi nu aș fi ceea ce sunt și toate la un loc manifestă doar fericire. Eu sunt fericită că voi sunteți aici, iar voi sunteți probabil fericite că sunt aici și vă arăt ceea ce vă arăt. Așadar, scurtez unghiile, dau formă, pur și simplu rotunjesc unghiuța cât se poate. Unghiuțele le scurtez la circa un milimetru, deci doar un milimetru să mai aibă unghia lungime, iar apoi le mătuiesc. Da? Asta este ceea ce facem prima dată. Bineînțeles, nu înainte de a dezinfecta mânuțele noastre și ale clientei. Eu am folosit izosol de la BAF. Poți să folosești și tu de asemenea izosol de la BAF sau, nu știu, orice altceva ai tu ca și dezinfectant pentru piele. Desprofuiesc mereu să văd dacă am terminat de mătuit toată placa unghială și iată. Apoi împing cu pusherul cuticula. Pusherul meu este, după cum observi, foarte splendid și este de la Hollywood Perfect Nails, achiziționat de pe nailcosmetics.ro, unde dacă în secțiunea comentarii scrii codul Ionela, iar la finalizarea unei comenzi faci o captură de ecran în care să se vadă datele tale și totalul comenzii, și acea captură mi-o trimis mie în privat pe Messenger Facebook, primești un cadou surpriză în colet. După ce am împins cuticula cu pusherul, vin cu bitul lacrimă în cuticulă, de la mijloc la stânga, pe forward. Codul bitului îl găsești în descriere și fixat ca și comentariu sub acest video. La toate unghiuțele merg pe forward, adică de la mijloc spre stânga. Stiloul, după cum vezi, este orientat ușor înspre stânga unghiuței. Asta pentru o poziție cât mai corectă și mai bună pe placa unghială, ca să nu zgâriem foarte mult unghiuța. Vrem doar să fie mătuită, să nu mai aibă acea foiță și să fie desprinse ligamentele. Trec prin toate cuticulele așa. După care voi schimba sensul de rotație pe reverse, adică de la mijloc spre dreapta, și voi face la fel pe toate unghiuțele de la mijloc spre dreapta, folosind freza pe sensul de rotație reverse. Da, desprăfuiesc puțin să văd dacă s-a desprins peste tot. Dacă nu a mai rămas vreo foiță, dacă undeva a rămas, mai revin puțin. Acum, după cum spuneam, revin pe reverse. De la mijloc la dreapta, pe fiecare unghiuță.
draga mea urmăritoare, dacă dorești să vezi mai detaliat tutoriale cu construcție, întreținere sau orice altceva legat de unghiuțe, te invit să te înscrii la cursurile mele online, a cărui link pentru a accesa cursurile îl găsești în secțiunea descriere sub acest video sau fixat în primul comentariu sub video. Încă secțiunea nivel de construcție nu este deschisă la cursurile mele, însă în curând va fi și ea deschisă, așadar stai aproape și dacă dorești până atunci te poți înscrie la nivelul întreținere. Nu de alta, dar în data de 1 ianuarie toate cursantele care sunt înscrise la nivelul întreținere vor intra într-o tombolă ce are ca premiu 5 câștigătoare a câte o minim o oră și maxim 3 ore în privat cu mine, gratuit, unde pot să-mi adreseze orice întrebări legate de unghii tehnice. Așadar, 5 locuri, 5 premii pentru 5 cursante din nivelul de întreținere de pe Patreon, cursurile mele online. Așadar, până atunci, te invit să te abonezi la acele cursuri și să-ți pregătești lista, pentru că, nu se știe, poate te afli printre cele 5 fericite câștigătoare. Acum, cu un alt bit conico-cilindric, vin în cuticulă de la mijloc la dreapta pe reverse, iar apoi de la mijloc la stânga pe forward. Acest bit are rolul de a ne ridica cuticula de pe unghie, de pe placa unghială, ca noi atunci când venim cu forfecuța să putem lucra cât mai ușor, fără a ne lovi de acel moment în care cuticula este atât de prinsă pe unghiuță și nu reușim să introducem forfecuța între ea și unghie și riscăm să înțepăm sau să tăiem din greșeală alte zone care nu dorim de fapt. Apoi voi schimba pe forward și de asemenea în fiecare cuticulă de la această mână. Da, am schimbat deja pe forward și iată. Am terminat de ridicat cuticula, desprofez bine și apoi urmează să să tai cuticula cu forfecuța. Iată ce frumos se vede cum este ridicată cuticula. Încep prin a curăța zona bătăturilor, adică a faldurilor laterale, după care încep și tai cuticula. Dacă mă întreb, draga mea cursantă, urmăritoare, și posibilă cursantă, atât la cursurile din salon, cât și la cele online de pe Patreon. Forfecuța mea este achiziționată de la un magazin din orașul Bistrița, de unde sunt eu.
Iar dacă ai vrea să o achiziționezi de pe un site, da, comandată online, ar trebui să se numească coadă de rândunică, dacă nu mă înșel eu. Însă, în momentul de față, testând, îți pot spune că recomand forfecuțele Stalex, care le găsești pe site-ul bereschi.ro sau Linails, Boutique, dacă zic bine, nu știu exact. Eu am lucrat cu acea forfecuță la cursul Denisei Bereschi și intenționez să-mi achiziționez și eu în curând. Da, draga mea, spuneam despre curs, despre cursuri și spuneam, te numeam draga mea cursantă. Mai este doar un singur loc liber la cursul din 27, 28, 29, 30 decembrie 2019. Curs de bază la Bistrița Năsăud. Te aștept în privat dacă dorești să primești mai multe detalii, poate pentru a te înscrie la curs, de ce nu. Linkul pentru a intra în privat cu mine îl găsești în secțiunea descriere sau fixat în primul comentariu. Așadar, te aștept pentru detalii sau pentru cursuri pentru anul viitor, de ce nu. Am fixat deja un curs în februarie, dacă nu mă înșel, în 26, 27, 28 și 29 ianuarie, la care mai sunt 4 locuri libere. Și am fixat un curs și în iulie, la care mai sunt tot așa 4 locuri libere. În rest, urmărește-mă pe paginile mele de socializare, Facebook și Instagram, cu numele Dascălui Ionela Ana, ca și aici pe YouTube. Și vei vedea de fiecare dată când eu postez date despre cursuri și atunci poți să mă întrebi mai multe detalii în privat. Dacă ești interesată pe viitor, să ne cunoaștem, de ce nu? Așadar, intră în privat și discută cu mine pentru mai multe detalii. Nu știu cât de bine îmi auzi vocea, însă țin să menționez că sunt foarte răgușită, de abia respir și mă ustră foarte tare gâtul. Am o senzație de lăcrimare a ochilor și o căldură după cap. E clar, se numește răceală. Foarte, foarte aiurea. Bebelina mea încă iarna aceasta nu a fost răcită și, din păcate, dacă eu mă răcesc, sunt convinsă că va fi și ea răcită. Și îmi pare foarte rău, dar nu am ce să fac. M-am trezit dimineața pur și simplu că mă ustura foarte tare în gât. Și iată, am terminat de tăiat cuticula, iar apoi cu bitul sferă voi finisa faldurile laterale, adică zonele acelea unde am tăiat cu forfecuța acea piele bătătorită, îngălbenită. Finisez acea zonă pentru ca să nu rămână așa cu niște dungi, cu niște urme cum am tăiat-o. Sănătate, sănătate, sănătate! Mulțumesc! Și da, cred că se confirmă, e răceală. Am des momentele alea în care mă masez așa la ochi. Și aș vrea un masaj după cap. E clar răceală. Buzele îmi sunt uscate. Voi cum sunteți? De unde sunteți? De unde mă urmăriți? Câți ani aveți? Dacă lucrați în domeniu sau nu, sau dacă lucrați, de cât timp lucrați, aș vrea să vă cunosc mai bine. Dacă tot avem timp, pentru că acest tutorial, poate nu ai observat, dar durează 53,38 secunde. Așadar, ia-ți o cană cu ceai sau ce vrei tu, o cană de cafea sau ceva de băut sau o prăjiturică, ceva drăguț, nice. Și așa este în fotoliu și urmărește cu mare atenție acest tutorial, pentru că sunt convinsă că te va ajuta mult pe viitor.
Plus că tehnicile sunt actualizate. Eu, cum spuneam și la începutul acestui tutorial, nemai postând un tutorial cu construcție de aproximativ un an de zile, clar, acest tutorial este foarte actualizat, așa că vei avea de învățat lucruri noi. Tehnica actualizată. Ceea ce vreau să știi încă de acum este că nu vei arăta absolut totul în acest tutorial. Sunt lucruri minore, dar importante, care nu le voi arăta. Tocmai de aceea, dacă dorești să afli și acele lucruri și acele trucuri sau reguli pentru o manicură perfectă, te aștept să te înscrii la cursurile mele online de manicură pe Patreon, accesând linkul din descriere sau cel care este fixat în primul comentariu la acest video. Iată ce frumos s-au finisat falturile. Urmează să aplic Nail Prep de la Hollywood Perfect Nails pe toate unghiuțele, rapid, deoarece el se usucă rapid la aer. Îl poți aplica foarte, foarte puțin și pe cuticulă, pentru că nu face rău sau nu agravează cu nimic. Apoi aplic Super Primer, tot de la Hollywood Perfect Nails. Este un primer fără acid, oarecum între, este mediu. Le aplic pe toată unghiuța, fără să ating cuticula. Deci cu acesta nu atingeți pielea. Pentru a nu pune o cantitate prea mare de produs pe unghiuță, astfel încât să curgă în piele, poți să tamponezi de câteva ori pe un șervețel. De fiecare dată când ai luat produs pe pensulă din sticluță, tamponezi înainte pe șervețel, după care aplici pe unghiuță cu ce ți-a rămas pe pensulă. Apoi aplic Extreme Stick It Base 3-in-1, tot de la Hollywood Perfect Nails. Este bază. O aplic cu grijă să nu ating în cuticulă, deoarece produsul atins în cuticulă scade șansa de rezistență a acestor unghiuțe. Așadar, cel puțin la cursurile mele așa procedez cu cursantele. Cine a atins, șterge, degresează și aplică nail prep și primer din nou și apoi aplică baza. De fiecare dată, dacă atinge în cuticulă, face treaba asta. Și numai ce aud expresia, și șterg iar? Da, nu cred. Ba da. Și iarăși șterg? Da, nu, eu nu mai șterg. Ba da, ștergi. Și tot așa. Usuc la lampă fiecare unghiuță în parte, tocmai pentru a nu curge produsul în cuticulă.
Apoi, după ce am pregătit șablonul, îl lipesc și apoi îl voi monta sub unghiuță. Șabloanele folosite, după cum puteți observa, sunt și ele tot Hollywood Perfect Nails. Clienta mea stătea foarte, foarte rău în timpul acestei manicuri, poate și din cauza că filmam. Și creez extensia. Apoi o suc la lampă. După ce am uscat la lampă, demontez șablonul și iată, ajutându-mă de forfecuță, îl deslipesc de extensie. Dacă extensia ai creat-o corect, nu există riscul să ți se ia pe șablon atunci când îl vei deslipi. Și iată! Apoi, creez apexul acestei unghiuțe. Gelul folosit de mine, cât și pensula, sunt de la Hollywood Perfect Nails, iar gelul se numește Premium Style Builder Gel UV LED, de la Hollywood Perfect Nails. Pensula aceasta cu care lucrez chiar acum, aceasta Nail Art numărul 2, este de la Noblesse Nails, unde dacă în secțiunea cod voucher scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%, însă toate aceste detalii despre codurile de reducere și produsele folosite le găsești scrise mai corect și mai exact în secțiunea descriere sau fixat în primul comentariu sub tutorial. Montez următorul șablon. A
Asta după ce, cum spuneam, undeva mai la început am făcut decupaje și am ajustat șablonul să se potrivească cu unghiuța mea. Despre aceste lucruri spuneam că nu le voi arăta decât în cursurile online de pe Patreon, unde te invit și pe tine să te abonezi sau să urmărești când se deschide secțiunea construcție, pentru că acolo vei vedea aceste detalii, însă până ce se deschide secțiunea construcție, te poți abona și îți recomand cu încredere să te abonezi la nivelul întreținere. Nivelul întreținere, având acces gratuit la nivelul Crăciun, care este valabil până în 31.12.2019, și la nivelul diverse, nelimitat. Atât timp cât eu voi face cursuri acolo, vei avea acces nelimitat. După ce am creat extensia de demontez șablonul, apoi aplic un strat pentru alunecare, se numește, un strat subțire de gel clear, după care voi veni cu bula cea mare pentru a crea apexul, adică grosimea unghiei totale. Iată cum rămâne gelul așezat pe pensulă. Menționez că acest gel este unul forming, foarte, foarte puțin autonivelant, deci foarte puțin. Așa că îl recomand doar manicuristelor care cred că știu să lucreze cu acest tip de gel. Mie îmi place foarte mult, eu mă descurc cu el, însă cine nu are puțină experiență în acest domeniu nu s-ar descurca cu el. Așadar, draga mea urmăritoare, ți-l recomand doar dacă știi să lucrezi cu gelul forming. Verificam dacă am montat șablonul drept, pentru că nu știu dacă observă cineva, dar degetele clientei mele nu sunt foarte aspectoase, au ceva problemuțe de sănătate și nu sunt foarte drepte, foarte finuțe, așadar e puțin greu să fixez un șablon drept, asta pentru că degetele nu sunt ok, dar minte să-ți iei repere dacă sunt unghiuțele finale drepte sau strâmbe, pentru că practic nu mai știi după ce să-ți iei reperul atunci când ai un deget de genul acesta. În mod normal, unghia trebuie să fie într-un drept cu falanga proximală, însă în acest caz, cum are ea degețelele atât de strâmbe, nici nu poți să te iei după falanga proximală,
ci după falanga cea mai apropiată de unghie, pentru că altfel riști să dai în bară foarte tare. După ce am terminat de creat extensiile și apexul la fiecare unghiuță, degresez cu o dischetă împipată în cleaner, după care voi începe să împilesc unghiile, să le dau formă, să pilesc suprafața pentru ca ele să nu mai fie denivelate absolut deloc. Și cum voi proceda? Voi proceda astfel, cu un bit cu care înlătur gelul anterior jos. Voi finisa suprafața unghiei stânga-dreapta. Iar apoi, ca și atunci când scurtăm unghiile, voi face și la vârful unghiei, la marginea liberă, ca ea să fie cât mai apropiată de forma care mi-o doresc la final. Da, iată cât de frumos arată. Fac asta pentru a-mi ușura munca, pentru ca să nu muncesc din greu cu mâna dreaptă și după o zi de lucru și după 10 ani de lucru să avem probleme cu tendoanele sau cu mâinile, astfel că lucrăm cu freza, da, totul cât mai automatizat. Freza mea lucră 70% într-o manicură. De aceea, pentru mine, freza este foarte, foarte importantă. Eu am freza Marathon, achiziționată de pe nailshop.ro, iar biturile toate le-am achiziționate de pe distridentplus.ro. Biturile acelea se potrivesc la orice freză. În cazul meu, freza merge la turație maximă, cel mai tare cum poate să meargă freza Marathon. Aspiratorul meu este de la BAF, unde primești o reducere de 10% dacă scrii codul 63BAF și intri doar de pe linkul lăsat de mine în descriere. Așadar, după cum spuneam, pentru toate codurile și toate detaliile de reduceri, intră în secțiunea descriere și citește-le sau la comentariu fixat, la primul comentariu sub acest video.
Am terminat de lucru cu freza, acum urmează să lucrez cu o pilă de carton de granulație 80 de la Hollywood Perfect Nails. Și îmi lucrez prima dată forma, încerc să-mi fac ovală atât pe dedesubt cât și pe de prin lateral privită de deasupra, după care voi finisa suprafața unghiei.
Bun. Am terminat de epilit unghiuțele și urmează să aplic culoare cu pensula numărul 4, limbă de pisică de la Hollywood Perfect Nails. Gelul este Sugar Effect de la Hollywood Perfect Nails. Este de un alb pigmentat și cu o consistență foarte, foarte potrivită, astfel încât se aplică foarte repede și ușor pe unghiuță. Aplic un strat de alunecare pensulat pe toată unghiuța, pentru că unde îl voi aplica pe acesta va curge mai bine stratul mai consistent care urmează să se aplic apoi. Am luat o bulă mai mare, care o împing în cuticulă, în laterale și apoi ce-mi rămâne trag spre vârf pentru ca unghia mea să fie perfect, perfect pigmentată și să nu aibă dâre, o suc la lampă și următoarea unghiuță. Apoi folosesc un gel negru de la Hollywood Perfect Nails, pensula tot de la ei este, și pictez unghiuța pe jumătate pe diagonală neagră. Procedez la fel la toate unghiuțele. Și iată, am greșit puțin, dar nu-i nimic, pentru că știu ce urmează să fac apoi peste și voi acoperi cu pictura ce urmează să o fac. Iar dacă totuși nu aș avea de pictat nimic, ce aș putea să fac ca să corectez aici greșeala? După ce se usucă gelul negru, aș putea să vin cu o dungă de alb acolo peste negru, unde am depășit, da? Și s-a rezolvat perfect problema. Sau cu o pensulă limbă de pisică curată, aș putea să șterg acolo negrul, ca să se curețe perfect drept. Două variante prin care putem repara greșeala aceasta.
Apoi încep și pictez. Pictez ceea ce și-a dorit clientuța mea. Draga mea urmăritoare, ne apropiem de finalul acestui tutorial, care părea la început atât de lung, însă acum că ai ajuns la sfârșit, ți se pare scurt și că a trecut rapid. Sper că ți-a fost de folos, sper că ai învățat ceva nou din el sau că ceva ce tu știai greșit ai aflat acum cum se face corect și totul spre binele tău. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mă susții, că mă înțelegi de fiecare dată când nu pot răspunde la un mesaj sau la un comentariu sau când nu postez regulat și nu știu câte și mai câte trebuie să mă înțelegi și să mă ierți, însă așa cum sunt eu, tu mă placi și îmi dovedești asta fiind alături de mine, abonându-te la canalul meu, dând like și share, de ce nu, ca să vadă cât mai multă lume tutorialele mele și în speranța că vom crește canalul împreună cât mai accelerat pe viitor. Pentru că una din dorințele mele de anul acesta este ca până la finalul anului să adun 50.000 de abonați. Dar având în vedere că suntem în 5 decembrie seara, acum când eu înregistrez vocea acestui tutorial, am 39.900.000 de abonați. Nu știu ce șanse am până în 31.12. să adun 50.000 de abonați. Ar trebui să se întâmple o minune, pur și simplu o minune. Care eu totuși sper să se mai întâmple. Nu renunț la ea, dar cumva în adâncul minții mele, în adâncul creierului meu, sunt cumva conștientă că nu prea are cum să se întâmple. Așadar, nicio problemă, voi bifa acest număr la anul. Pentru că mai am timp și atunci, fără nicio problemă. Capul sus, optimismul să-l aveți cu voi, așa cum sunt eu optimistă să fiți și voi de fiecare dată, să nu renunțați la visurile voastre, la dorințele voastre, visați cât mai mult la ele. Un vis puternic sau un vis măreț este acela la care te gândești mereu când nu trebuie să gândești la altceva. Acela este un vis adevărat. Eu am mai multe astfel de vise, așadar gândesc mereu la ele și cam toate mi s-au îndeplinit până acum și sunt convinsă că și de acum încolo se vor îndeplini absolut toate care eu îmi doresc să se mai îndeplinească. Draga mea, să zâmbești, să fii fericită, sper că la tine, de unde mă urmărești, ninge sau ai zăpadă deja. La mine la Bistrița a nins săptămâna asta și a fost super, super, super foarte frumos și cred că o să mai ningă. Îmi place foarte, foarte mult, deși aerul este foarte puternic, foarte greu de respirat și, după cum spuneam, sunt destul de răgușită, mă ustură foarte, foarte tare gâtul. Dar nicio problemă, prefer să, nu știu, și să stau în casă și să mă uit pe geam. Dacă totuși nu mă pot bucura de afară, stau în casă și mă uit pe geam și beau o cafea spumată și frumoasă și cu bombonele și fierbinte și privesc de pe geam. La o cafea de acest gen te aștept și pe tine, draga mea urmăritoare, dacă vii la cursul de bază din 27, 28, 29, 30 decembrie 2019. Îmi place să menționez anul acum pe sfârșit de an, pentru că vreau să știi atunci când te uiți la acest tutorial, fie că te uiți în 2022, fie că te uiți în 6 decembrie 2019, să știi că este vorba despre acest an.
aplic top coat mat de la BAF, apoi voi degresa și gata manicura, gata construcția de unghii cu gel, cu șabloane, cu decupaje, cu tot ce ține de șablon. Și după cum spuneam, dacă îți dorești să vezi mai multe din spatele acestui tutorial, te invit să ceri mai multe detalii sau să mă urmărești și atunci când voi da startul nivelului de construcție la cursurile online, să te abonezi acolo sau până atunci să te abonezi la cele din nivelul de întreținere. Da, draga mea, orice variantă alegi, la fiecare este un premiu. La cursurile de bază, la cursul de bază care a mai rămas din 2019, tot așa în 1 ianuarie, voi extrage o câștigătoare ce va primi ca și premiu un curs în valoare de minim 400 de lei în anul 2020. Așadar, ori la care te scrii, tot ai ceva de câștigat dacă universul ține cu tine, draga mea. Gata, gata, fuck and love, construcție de unghii tehnice, construcție de unghii cu gel, sper că ți-a plăcut și îți mulțumesc, draga mea, să zâmbești, nu uita să zâmbești, să fii fericită, să faci unghii frumoase clientelor tale de Crăciun, de sărbători, de Revelion, sărbătorile tale să fie frumoase, să zâmbești, să fii fericită și multe, multe, multe altele, tot ce-ți dorești tu, toate visele tale să se îndeplinească. Și să începi un an nou cât mai frumos. Te pup, draga mea. Pupici, 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 pupici.